Căminul de bătrânii din cartierul Ostroveni al Râmnicului are mari șanse să fie deschis în primăvara anului 2017. Consilierii municipali au aprobat în ședință extraordinară un proiect de hotărâre care vizează înființarea serviciului social care se va afla în subordinea primăriei, precum și aprobarea organigramei și a regulamentului de funcționare. Căminul va fi condus în primă fază de consilierul primarului, Alexandru Ghibertic, urmând ca locul său să fie preluat ulterior de un director prin concurs. Edilul municipiului este încrezător că instituția va fi dată în funcțiune în primăvara acestui an. În momentul de față, deci așa cum am promis, am preluat căminul de la societatea care l-a avut concesionat într-un mod greșit, spunea de fost administrație. Am preluat căminul cu toate bunurile care există în interior. Noi suntem în faza în care acum facem organigrama, iar după aceea vom ștate la concurs postului directorului, care trebuie să fie medic, experiența. Iar șeful unității, după aceea va căuta persoană juridică, îl mă rândă pe domnul Ghibertic să obțină codul fiscal și tot ceea ce trebuie. După aceea înregistrăm oficial această direcție. Persoana respectivă se va ocupa de tot ceea ce trebuie ca să fie autorizată. Am înțeles. Noi vom stabili o sumă fixă, în euro, echivalentul în lei la data plății, pe care va plăti fiecare bătrân care va veni acolo. Cu siguranță această sumă va fi mai mică decât sumele care se plătesc la case de cămine de bătrâni private. Și condițiile noastre sunt mult, mult mai bune. Diferența vom achita noi. Deci acest lucru vă supune din nou aprobare Consiliului Local, suma respectivă. Noi ne-am propus acum ca bătrâni care vin la acel cămin să fie principal de municipiu, că așa este înțeles. Noi am făcut investiții. Dar îmi doresc foarte mult ca cel puțin două camere să rămână cu regim hotelier. Tine, părinți, copii de vârsta noastră, care au părinții bolnavi și vor să plece în concediu și să aibă posibilitatea să vină să-i lasă pentru o perioadă de timp cu tratamentul, cu tot ceea ce trebuie. Adică să-i lasă acolo în cămin, mă refer cu rețeta. Medicii din cămin se le asigură rețeta la o oră fixă, să îi îngrijească, să le dea mâncare. Când vin din concediu, să-și poată lua părinții acasă și să plătească echivalentul sumii respective. Deci toate aceste prețuri le vom aprova în Consiliul Local. Nu pot să vă spun acum exact care este suma care va fi pentru unei bătrâni. Cu siguranță va fi mai mică decât cele folosite de cămine de private și vreau să vă spun un lucru. Diferența vom achita din bugetul local, dar va depinde foarte mult și de managerul care va fi acolo, pentru că sunt foarte multe sponsorizări, se pot aduce, sunt extrem de multe venituri care se pot aduce extra la bugetul local la acest cămin de bătrâni. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că deja avem zeci de, eu primesc zilnic, două, trei telefoane pentru bătrâni care doresc să vină să se interesează când se dau ajungul. Vreau să vă spun doar că chiar astăzi, fostul nostru coleg de la primărie, mă refer la fostul șef de la personal, care are picioare de amputate și avocat efectiv, care are pensii bune și dă toată pensia numai să vină să aibă cineva să îngrijească. Sunt oameni în situații extrem de delicate care își doresc la astfel de lucru și eu cred că facem un lucru extrem de bun și vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi-l acordați în cu natura politică, pentru că, până la urmă, trebuie să ne gândim la cei care ne-l aveți. Mulțumesc. Când credeți că efectiv va începe activitatea? Eu apreciez că în luna mai vom depinde foarte mult de procedura de scoatere la concurs a postului directorului, după aceea directorul trebuie să scoată la concurs posturile celelalte, nu le vom scoate toate la concurs, le vom scoate în funcție de gradul de ocupare al căminului, nu loc 4. Dar eu îmi doresc foarte mult ca mai să deja să funcționeze. Început în 2006, pe vremea lui Mircea Gutău și inaugurat pentru prima dată în 2010, centrul rezidențial pentru persoane de vârstă a treia din cartierul Ostroveni a fost construit și executat conform standardelor europene, pe baza unui proiect finanțat de primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea. 113 miliarde de lei vechi a costat toată investiția, bani care au fost suportați din buzunarul râmnicenilor. Deși a fost inaugurat de două ori până în prezent, azilul de lux nu a fost dat în funcțiune niciodată.